Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit astăzi la o nouă etalare pentru Zodia Berbec pentru anul 2023. Să vedem o notă generală a acestui an, cu ce se va deschide nou pentru această zodie, pentru Berbec, cum va fi acest an. Să vedem și îngerașii ce ne vor spune pentru această zodie. Da, iată că prima carte care vine în această etalare pentru voi, dragi berbeci, este cartea cu numărul 23. Așadar, puteți lua în considerare numerele 2, 3 sau 5 sau 23 pentru voi în acest an. Pot fi numere cu noroc. Puteți încerca la loto aceste numere sau, ce știu eu, poate că sunt date importante pentru voi acest an. Iată că în acest an, dragii mei, din păcate, veți fi strâmtorați, veți fi ca și cum sunteți legați. Nu vă veți putea mișca unde veți dori. Ce știu eu, simt așa că nu veți avea toate resursele pe care veți dori să le obțineți. Veți simți că sunteți legați de mâini și de picioare și nu veți putea face toate lucrurile pe care ați dori să le faceți. Ce știu eu, poate că veți întâlni multe obstacole în calea voastră sau anumite persoane care nu vă vor lăsa în pace, care nu vă vor da libertatea să vă desfășurați așa cum simțiți. Următorul mesaj, iată, vine din partea îngerașului Aurora. Aceasta îți spune, zbor destul de sus acum, ceea ce poate să-i amenințe pe ceilalți, dar nu coborâ pentru că ceilalți vor fi curând inspirați de exemplul tău. Iată, dragul meu berbec, în ciuda cărții anterioare, se pare că totuși reușești să te înalți, reușești să zbori spre visul tău. Nimic nu te mai poate împiedica în acest moment și nu trebuie să-ți fie teamă de ceea ce va spune lumea sau de remarcile pe care le vei lăsa în urma ta, pentru că toate acestea sunt cât se poate de normale și lumea, chiar dacă va exclama în mod negativ înspre tine, arătând spre tine, să știi că aceasta este uimită de ceea ce tu faci și în curând se va lăsa inspirată de exemplul pe care tu îl creezi în acest moment pentru ea, pentru acești oameni care privesc la tine. Să vedem mai departe și o carte din tarot. Iată că această carte vine către tine, dragă berbec, în anul 2023. Se pare că regele de bâte este la el acasă. Te așteaptă multă pasiune, dragul meu sau draga mea. Dacă nu ai întâlnit încă persoana pe care o aștepți în viața ta, să știi că aceasta va apărea. Se pare că te așteaptă la orizont o relație plină de foc, plină de atracție. Vei avea parte de multe momente fericite, momente pe care să le petreci în cuplu și de care să-ți aduci aminte peste ani. O carte importantă și să vedem mai departe și oracolul imediat. Iată că acesta este mesajul care vine către tine, dragă berbec. Închide ochii și spuneți că meriți să te simți vesel sau bucuros sau bucuroasă. Poți îngădui bucuriei să intre în viața ta, indiferent de circumstanțele care sunt acum în existența ta. Așadar, dragul meu sau draga mea, bucură-te de fiecare moment care vine în viața ta, indiferent dacă sunt momente fericite sau momente mai puțin fericite. Iată că meriți să te bucuri din plin, să te simți bine în fiecare moment al vieții tale. Și să vedem mai departe
și un mesaj din partea îngerașilor, un răspuns din partea îngerașilor care vine pentru acest an, pentru berbeci. Iată că acest răspuns vine către tine, dragă berbec, se referă la iertare. Se pare că este nevoie ca în acest an să lași trecutul să plece din viața ta odată pentru totdeauna și să ierți pe cei care ți-au greșit sau pe cei care te-au rănit într-un anumit fel în perioada care a trecut, pentru a putea merge mai departe, pentru a putea privi înainte, cu speranță și cu încredere. Așadar, dragii mei, acestea fiind spuse, aceasta a fost etalarea mea de astăzi. Eu vă mulțumesc mult pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!